Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, admite că a discutat problema majorării tarifelor pentru apă și canal cu Traian Pătrășcoiu, directorul APA Regio Gorj. Majorarea ar putea veni ca urmare a investițiilor mari în rețeaua de apă și canalizare care vor fi efectuate în perioada următoare. Am purtat personal o discuție cu domnul director Traian Pătrășcoiu. Se fac tot felul de calcule, tot felul de analize. Știm cu toții că se lucrează la un master plan, un master plan care privește, firesc, dezvoltarea și în municipiul Târgu Jiu și modernizarea și reabilitarea rețelelor de apă canal în municipiul nostru. Este foarte important acest lucru. Știm că sunt tot felul de probleme vis-a-vis de apă și canal. Tocmai de aceea, în masterplanul viitor, în Târgu Jiu, trebuiesc investite sume destul de mari pentru ca problemele pe care le avem în acest moment pe apă canal să fie rezolvate și să fie chiar eliminate în totalitate. Încă nu a fost luată o decizie finală cu privire la majorarea tarifelor. Va analiza, nu se știe dacă creșterea va fi de 30%, este un procent aruncat pe piață de cineva, în niciun caz nu se va atinge acest procent. E posibil să fie o creștere, e posibil să se rămână la prețurile actuale. Dar în momentul în care vor începe investițiile, cu siguranță se va face o analiză foarte clară asupra prețului pentru apă canal. Anunțul în ceea ce privește creșterea tarifelor pentru apă și canalizare a fost făcut de consilierul județean Victor Banța, care susține că în perioada imediat următoare este posibilă o creștere a prețurilor practicate de APA Regio.